Aș dori pentru seara aceasta să citim un pasaj din Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5. Începând cu versetul 15. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unei altora în frica lui Hristos. Amin. În seara aceasta aș dori să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm învățați de Cuvântul lui Dumnezeu legat de subiectul acesta al plinătății Duhului Sfânt. Consider că subiectul acesta este important din două motive. În primul rând că este crucial pentru întreaga viața credinciosului, plinătatea Duhului Sfânt. Fără plinătatea Duhului Sfânt, în realitate nici nu există o viață de credincios fără plinătatea Duhului Sfânt. Deci subiectul ăsta este crucial. Și în al doilea rând este important datorită faptului că există foarte multă confuzie pe subiectul acesta al plinătății Duhului Sfânt. Așa că mi-am structurat mesajul din seara aceasta sub formă de întrebări. Nu este o expunere obișnuită a pasajului, dar întrebările, cred eu, vor ajuta să lămurească foarte multe aspecte legate de plinătatea Duhului Sfânt și, bineînțeles, aspectele acestea care sunt lămurite de Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că pornim în călătoria asta, care nu știu cât va dura în seara aceasta, despre plinătatea Duhului Sfânt. Cu prima întrebare, ce este plinătatea Duhului Sfânt? În general, plinătatea Duhului Sfânt este descrisă în termeni senzoriali, sentimentali, emoționali, mistici. Noi, spun cei care am mai colindat prin anumite medii și am participat la anumite întâlniri, știm că descrierea primară a acestei binecuvântări este în termenii ăștia. Ce spune Scriptura? Cred că singura carte din Biblie care folosește de trei ori termenul plinătate cu referire la cele trei persoane ale Sfintei Treimi este cartea Efeseni. În capitolul 3, versetul 19, spune să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. În capitolul 4, versetul 13, spune până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, aici nu este Dumnezeu, ci este Fiul, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății, nu mai este Dumnezeu acum, ci este plinătatea lui Hristos. Și capitolul următor, deci capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, vorbește despre a fi umplut de Duhul sau în Duhul. Așadar, vedeți că toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi, ale Dumnezeirii, au un rol în această plinătate a Duhului Sfânt. Așa că voi expune, să spun, primul principiu, este eronat să cred că Duhul Sfânt vine să facă o lucrare separată de Domnul Iisus și de Tatăl. Unii spun că Tatăl a lucrat în Vechiul Testament, Domnul Iisus a lucrat 3 ani și jumătate, Domnul Iisus s-a dus la ceruri și acum suntem în dispensația sau perioada Duhului Sfânt. Este fals. Într-adevăr, există o proeminență a lucrării Duhului Sfânt în Noul Testament datorită lucrărilor felurite care ne sunt descrise în Noul Testament. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt doar lucrează despărțit de Tatăl și de Fiul, doar la, să zic așa, la comanda Tatălui și Fiului și acum e numai Duhul Sfânt la control și noi trebuie să ne rugăm Duhului Sfânt să avem treabă numai cu Duhul Sfânt, că restul persoanelor, cele două persoane ale Sfintei Treimi, celelalte două persoane ale Sfintei Treimi, nu prea au tangență, decât așa că fac împreună planul acesta al lucrării. Așadar, plinătatea Duhului Sfânt este de fapt o umplere care ni se face prin
mediere a Duhului Sfânt, dar o umplere cu plinătatea Dumnezeirii. De fapt, Dumnezeu, ceva din Dumnezeu ne este dat nouă ca să trăim în toate relațiile, în toate domeniile, în toate sferele vieții noastre, așa cum vrea Dumnezeu. Asta este plinătatea Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt, de fapt, este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face, că El este mediatorul sau mijlocitorul acestei lucrări. Lucrarea pe care o face Duhul Sfânt de umplerea ființelor noastre cu dumnezeirea. Pentru a trăi, repet, în toate sferele, domeniile, relațiile vieții noastre, după voia lui Dumnezeu. A doua întrebare. Cum se realizează umplerea cu Duhul Sfânt? Cum se face umplerea asta cu Duhul Sfânt? Varianta populară, bine cunoscută, o știți fiecare dintre dumneavoastră, nu vreau să spun nimic despre ea. Observați în pasajul acesta că plinătatea Duhului trebuie primită de noi. Pentru că, spune aici, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Este un imperativ aici. Da? Și în original, tot este un imperativ. Mai este câte o persoană care mai scrie, fie pe internet sau care mă cunoaște mai bine, scrie un mesaj. Au spus mâna cum scrie în greacă acolo. Mă, scrie exact ca la noi. E un imperativ plinătatea Duhului Sfânt. Spune, fiți plini. Mai corect ar fi fiți umpluți, pentru că este și un verb pasiv care arată că altcineva face umplerea. Și întrebarea este, dacă altcineva face umplerea, de ce îmi spune mie să fiu plin? De ce e o poruncă dată mie ca Dumnezeu să mă umple pe mine? Da? De ce e o poruncă care mi se dă mie de a fi plin? Pentru că umplerea se face prin expunerea noastră la metodele harului prin care Dumnezeu lucrează în general și prin care Dumnezeu ne dă această binecuvântare a plinătății Duhului. Sunt faptul că noi nu ne putem umple pe noi și nu înseamnă că nu putem face nimic. De exemplu, dau un alt exemplu, paralel. Faptul că un om nemântuit nu se poate mântui nu înseamnă că nu poate face nimic pentru asta. Pare o contradicție în termeni, nu? Dacă un om nu se poate mântui, înseamnă că nu trebuie să facă nimic pentru mântuirea lui, pentru că nu se poate mântui. Fals! Un om nemântuit nu se poate mântui, dar poate veni într-un cadru în care Dumnezeu folosește anumite metode prin care produce mântuirea. Măi, tu nu te poți mântui, dar du-te acolo unde Dumnezeu mântuiește oameni. Folosește-te de metodele acelea prin care Dumnezeu mântuiește oameni. Într-un loc în care oamenii dau glorie lui Dumnezeu, în care se manifestă prezența lui Dumnezeu, în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, care produce nașterea din nou, care aduce credință, care aduce pocăință. Da? Adică te folosești de metodele harului lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântările lui Dumnezeu. Eu nu mă pot umple pe mine când vreau eu. În schimb, pot să mă expun metodelor harului lui Dumnezeu. Predicare, comunitatea credincioșilor, rugăciune, închinare, în tot ce înseamnă ea, cântare, mă expun acestor metode ale harului și în felul acesta experimentez plinătatea Duhului Sfânt. Eu primesc această plinătate, este responsabilitatea mea în sensul ăsta, că trebuie să mă expun tuturor metodelor harului lui Dumnezeu. Altfel ajunge la fatalism. A, eu nu mă pot umple, eu nu mă pot mântui, înseamnă că nu trebuie să fac nimic. Greșit! Ca să te duci la biserică, nu trebuie să fii născut din nou. Dacă îți dai seama că ești mort spiritual, conștientizezi lucrul acesta în moartea ta spirituală, du-te, Domnule, acolo unde Dumnezeu lucrează. Simplu. Cum se realizează practic? Da, eu trebuie să primesc, este un imperativ. Cum se realizează practic lucrul acesta? Observați dumneavoastră că versetul precedent, care în general nu se citește, spune în felul următor. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și apoi spune... Deci înțelegeți care este voia Domnului și apoi spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini sau fiți umpluți de Duh. Este o legătură care se face între înțelegerea voii lui Dumnezeu și plinătatea Duhului Sfânt. Și sunt mai multe, am făcut la un moment dat o colecție de versete care leagă Duhul lui Dumnezeu de cuvânt, Duhul lui Dumnezeu de adevăr, Duhul lui Dumnezeu de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că există ideea asta populară că lucrarea Duhului Sfânt, într-un fel, noi acum lăsăm cuvântul, trecem la experiență. Acum intrăm pe val cu Duhul Sfânt. Da? Lăsăm cuvântul și intrăm acum cu Duhul Sfânt. Este eronat. Duhul lui Dumnezeu lucrează prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, legătura pe care o face Apostolul Pavel aici ar avea următoarea explicație. Dumnezeu mă umple ca să ce? Ca să trăiesc conform cu cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am înțeles. Înțelegeți care este voia Domnului? Fiți umpluți de Duh. De ce să fiu umplut de Duh? Nu ca să mă simt bine. Nu ca să experimentez numai o bucurie. Eu nu neg sentimentele pe care le aduce plinătatea Duhului Sfânt, sub absolut nicio formă. Ci spun că scopul, rolul,
final al plinătății Duhului Sfânt este ca să producă noi o trăire după voia lui Dumnezeu pe care am înțeles-o. Un pasaj care ar lămuri lucrul acesta suficient de clar ar fi Coloseni capitolul 1, versetul 9, care spune în felul următor: de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Observați, umplerea se face întâi cu cunoștința duhovnicească, cu o înțelegere spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Iar pasajul paralel acestuia din Efeseni, da? Fiți plini de Duh, vorbiți între voi, cântați, lăudați, aduceți din toată inima, mulțumiți, supuneți. Pasajul paralel este în Coloseni, capitolul 3, versetul 16, unde ni sunt date aproximativ aceleași porunci, numai nu spune de data asta fiți plini de Duh, ci spune altfel: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Și după aia spune: învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, nevestelor fi supuse, bărbaților și așa mai departe, copiii, părinți, robi, stăpâni. Sunt aceleași porunci date ca în Efeseni, numai că în loc să spună fiți plini de Duh, spune cuvântul să locuiască în voi. De ce? Pentru că plinătatea Duhului Sfânt vine prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Vine prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care eu aud predicarea cuvântului lui Dumnezeu, stau sub această metodă a harului lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în mine dorința aceasta, așa am dorința asta ca și copil născut din nou, dorința aceasta de a trăi după voia lui Dumnezeu pe care am înțeles-o în momentul respectiv, cred că aceea este cea mai potrivită situație ca eu să experimentez această plinătate a Duhului Sfânt. Prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Da, poate nu e așa de mistic, exotic, extatic, sentimental, emoțional sau cum mai fi, dar asta este calea biblică. Asta este calea biblică. Primesc plinătatea Duhului Sfânt prin cuvânt. Primesc plinătatea Duhului Sfânt prin comunitate. Observați că dacă nu toate, majoritatea pasajelor care vorbesc despre plinătatea Duhului Sfânt se adresează comunității. Comunității, nu indivizilor. Comunității. Și botezurile cu Duhul Sfânt, care este totuși o altă experiență, dar sunt experimentate în comunitate. În comunitate. Eu nu sunt umplut cu Duhul Sfânt uitându-mă la televizor, da? Și ascultând cine știe ce vedete religioasă, da? Sunt umplut cu Duhul Sfânt. Prin cuvânt sunt umplut cu Duhul Sfânt. Prin comunitate sunt umplut cu Duhul Sfânt. Prin cerere. Atât în biserica primară, când în epistolele Apostolului Pavel vedem că el se roagă: ne rugăm ca să fiți umpluți. Ne rugăm ca să fiți umpluți. Bineînțeles, lucrul ăsta nu trebuie confundat cu un anumit tip de rugăciune, da? Cu un anumit tip de rugăciune. Dar nici nu negăm realitatea faptului că pentru a primi ceva de la Dumnezeu trebuie să ceri lucrul ăsta, nu? Dacă Pavel necurmat spune, ne rugăm necurmat pentru voi ca să fiți umpluți, noi acum nu trebuie să spunem, a, fiindcă alții exagerează și au nu știu ce tip de rugăciune cu care noi nu suntem de acord, asta înseamnă că noi nu mai trebuie să ne rugăm pentru plinătatea Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru orice în afară de plinătatea Duhului Sfânt, ca să nu fim asemănați cu nu știu cine. Asta este eroare, este complet eronat. Și este o extremă de care trebuie să ne ferim sub absolut orice formă și din toate puterile noastre. Plinătatea Duhului Sfânt vine prin cerere clară către Dumnezeu. Îmi înțeleg nevoia, înțeleg ce îmi cere Dumnezeu, înțeleg vremurile în care trăiesc, înțeleg că trebuie să răscumpăr vremea, că zilele sunt rele, înțeleg care este voia lui Dumnezeu, înțeleg cum trebuie să viețuiesc și mă rog pentru această plinătate de care am nevoie ca să trăiesc cum vrea Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt vine și prin cântare. Iarăși un cuvânt de avertizare aici. Nu înseamnă cântarea că produce în mod mistic și mecanic plinătatea Duhului Sfânt. Hai să cântăm, 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 ne încingem tare, acum vine plinătatea Duhului Sfânt. Nu la asta mă refer. Ci spun că o cântare care este o reflexie a cuvântului lui Dumnezeu și care conține cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod natural duce la plinătatea Duhului Sfânt. Dacă cuvântul duce la plinătatea Duhului, atunci cântarea care conține cuvântul lui Dumnezeu duce și la plinătatea Duhului Sfânt. Da? Și spune aici, și una dintre manifestări și una dintre metode prin care experimentez plinătatea Duhului Sfânt este lauda, cântare, închinarea prin cântare. Un accent foarte mare este pus imediat după versetul 18, care ne prezintă imperativul de a fi plin de Duh. Imediat versetul următor pune un accent extraordinar de mare pe următorul lucru: vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Este un accent foarte puternic pus pe lucrul ăsta. Legătura dintre plinătatea Duhului Sfânt și cântare. Acum, dacă noi cântăm cântări eretice, noi nu cântăm, dar pun probabilitatea aceasta,
Noi nu putem aștepta să experimentăm plinătatea Duhului Sfânt. Da? Sau dacă cântăm cântări superficiale, cântări care ne portretizează o jumătate din Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Da? Cântări care fără substanță, nu te poți aștepta ca Dumnezeu să lucreze. Te poți aștepta ca Dumnezeu să lucreze atunci când cântarea reflectă foarte bine ceea ce Dumnezeu ne învață în cuvântul Lui. Și în final, plinătatea Duhului Sfânt se primește prin credință. Prin credință. Cei care acceptă această promisiune a lui Dumnezeu, cei care înțeleg acest imperativ pe care Dumnezeu ne-l dă și îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, pot să aibă cu siguranță efectele acestei plinătăți a Duhului Sfânt. Da? Este primită de om în felul în care am spus, mă expun metodelor harului lui Dumnezeu și este produsă de Dumnezeu. Ăsta este un lucru foarte important. Este un imperativ, dar este un pasiv. Este un pasiv că înseamnă că altcineva face o acțiune asupra mea. Asta este imperativul pasiv. Eu am responsabilitatea de a mă pune în cadrul în care altcineva face acțiunea asta asupra mea. Este o teologie, ia lucrul ăsta prin credință. Prin credință, frate, crezi ei, se întâmplă automat. Se întâmplă automat. Este greșit. Dumnezeu nu este la cheremul nostru nici măcar să împlinească promisiunile Lui când vrem noi. Promisiunile Lui când vrem noi. Niciodată așa ceva. Dumnezeu nu își împlinește promisiunile mecanic. Am băgat formula potrivită, puf, s-a întâmplat. Nu există așa ceva. Este un pasiv pentru că Dumnezeu face lucrarea asupra noastră și este suveran în modul în care ne dă această lucrare, în modul în care ne face să simțim, să experimentăm această lucrare. Dumnezeu este suveran. Eu depind total de Dumnezeu. Și de fapt asta vrea Dumnezeu. Să trăim în smerenia în care trebuie să trăiască orice ființă creată de Dumnezeu, în smerenia aceasta normală, de a depinde total de El. Doamne, faci când vrei, cum vrei. Bineînțeles, lucrul acesta a arătat foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. În felul ăsta se primește plinătatea Duhului Sfânt. Eu o primesc, o produce Dumnezeu. Mă expun metodelor Harului. De ce e necesară plinătatea Duhului Sfânt? De ce e necesară plinătatea Duhului Sfânt? Aș vrea să prezint doar două motive, puțin mai încolo voi detalia. Datorită vremurilor în care trăim, că spune Pavel aici așa, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele, de aceea, fiindcă zilele sunt rele, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți voia Domnului. Și dacă ai înțeles care e voia Domnului, ca să trăiești voia Domnului, ai nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Și spuse împreună, vremurile grele în care noi trăim, zilele sunt rele, și poate foarte simplu, în câteva minute, am putea descrie ce vremuri grele trăim noi. Ce vremuri grele trăim noi și pentru vremurile grele în care trăim noi, soluția care este? Plinătatea Duhului Sfânt. În al doilea rând, datorită vieții pe care o trebuie să o ducem în vremurile astea grele. După expunerea vremurilor grele, El spune, fiți plini de Duh și uitați-vă cum trebuie să vă comportați. În biserică, cum trebuie să vă purtați în familie, soțul cu soția, soția cu soțul, cum trebuie să vă purtați la locul de muncă, să facem o extrapolare dintre relația slujitorului cu stăpânilor, cum trebuie să vă purtați în societate, cum trebuie să vă purtați în domeniul spiritual cu domniile și stăpânile cu care aveți de luptat, cum trebuie să vă purtați în relație cu părinții voștri, părinții în relație cu copiii, având în vedere vremurile în care trăim, noi trebuie să avem un anumit tip de viață. Și viața asta e grea de dus și vremurile în care trăim sunt grele. Cum, domnule, poți să trăiești cum vrea Dumnezeu? Într-un singur mod. Fiind plin de Duhul lui Dumnezeu. Experimentând această plinătate a Duhului lui Dumnezeu. Acum, aș răspunde la o altă întrebare. Care este diferența dintre umplerea cu Duhul Sfânt din fapte și cea din Efeseni? Și cea din Efeseni, din Coloseni, din Filipeni, dacă este vreo diferență? Consider că există o nuanță care merită observată. Când vă uitați în Faptele Apostolilor, este chiar un alt termen folosit, în Faptele Apostolilor, de obicei, umplerea este ceva care se face pe moment pentru o slujire, pentru o lucrare. Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Pavel, plin de Duhul Sfânt, a răspuns. Petru, plin umplut de Duhul Sfânt, a zis. A fost umplut pe loc pentru a face o lucrare atunci. În Efeseni vedem mai degrabă o umplere pentru slujire în comunitate, o umplere care duce la sfințire, la o trăire cum trebuie în adunare, în casă, în societate, în domeniul spiritual și așa mai departe. Ambele manifestări ale Duhului Sfânt vin din plinătatea Duhului Sfânt, ambele sunt necesare, dar aceasta ar fi o nuanță pe care am vrut să o fac. În Faptele Apostolului este accentuată slujirea în exteriorul adunării. Adunarea care e umplută pentru a sluji în exterior, în epistole este accentuată
plinătatea Duhului Sfânt în vederea sfințirii noastre și manifestarea acestei sfințiri în toate domeniile, relațiile, sferele în care noi existăm. Următoarea întrebare, care sunt principiile manifestării umplerii cu Duhul Sfânt? Da? Nu primirii, ci manifestării umplerii cu Duhul Sfânt. Este foarte important. Un prim principiu este acesta. Manifestarea este pozitivă. Vezi că după ce spune despre plinătatea Duhului Sfânt, nu spune nimic negativ. Fiți plini de Duh și nu faceți asta, nu faceți asta, nu faceți asta, nu faceți asta, nu faceți asta. Nu. Spune, fiți plini de Duh și vorbiți, cântați, aduceți, mulțumiți, supuneți-vă, nevestelor fiți supuse, bărbaților iubiți, copiilor ascultați, părinților nu întărâtați. Da, sunt anumite negative, dar în general când te uiți pe text, vezi un accent foarte puternic pus pe manifestările pozitive. Și cred că lucrul acesta este important din următorul motiv. Cum am spus și dimineața și am repetat de multe ori, este o umbră pusă pe teologia noastră a pocăiților prin faptul că vorbim foarte mult despre pocăință în termeni negativi. Noi nu facem asta, nu facem asta, nu facem asta. Modul în care Dumnezeu va atinge societatea noastră nu este prin lucrurile pe care nu le facem, ci prin sfințirea care va fi manifestată în mod pozitiv, prin lucrurile clar, practice, când suntem proactivi sub plinătatea Duhului Sfânt, în relația cu soțul, în relația cu soția, în relația cu copiii, în relația cu părinții, în relația cu stăpânirile, în relațiile la locul de muncă, ca și patroni, ca și angajați, prin lucrurile pozitive pe care le facem. Și vedeți, în tot pasajul acesta ni se descriu foarte multe lucruri pozitive care sunt un rezultat, un efect al plinătății Duhului Sfânt. Asta îi va face pe oameni. Asta îi va face pe oameni să vadă ceva diferit, supranatural la noi. Pentru că sunt mulți oameni în lume care nu fac și ei multe lucruri pe care nu le facem nici noi. Da? Al doilea principiu, manifestarea plinătății Duhului Sfânt pornește din interior. Din interior. Fiți un plus de Duh, da? Fiți un plus de Duh. Aduceți din toată inima laudă Domnului. Înțeleg de aici că Dumnezeu nu doar dorește să ne corecteze anumite comportamente, să zic, deviante, pe care le moștenim din lume, când am trăit în lume, ci Dumnezeu vrea să transforme inima noastră. Dumnezeu nu vrea să ne facă niște ipocriți experți. Da? Mă, sunt expert în a mă face că sunt ok. În inima mea sunt exact opusul de cum sunt în exterior. Dar e important că înaintea lumii arăt ceea ce trebuie. Și Dumnezeu mă ajută cum să trăiesc în ipocrizie. Eu să nu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, dar să-L slujesc. Eu să nu vreau să-mi iubesc soția, dar să arăt în exterior ca și bio. Eu să nu, mie să nu-mi vină, să nu vreau să nu mă întărât pe copilul meu, dar strâng din dinți și am reușit, m-am abținut. Nu asta vreau să facă Dumnezeu. Dumnezeu vrea să schimbe inima noastră. Prin plinătatea Duhului Sfânt există o transformare continuă a lăuntrului nostru care duce în exterior. Dumnezeu, repet, nu vrea să ne facă morali. Dumnezeu ne face sfinți. Și există o diferență ca de la cer la pământ dintre sfințenie și moralitate. Moralitatea este o conformare exterioară față de legile lui Dumnezeu, în timp ce sfințirea este implantarea unui principiu în sufletele noastre care duce în exterior la o trăire după voia lui Dumnezeu. Altfel, suntem ritualuci. Ritualici, da? Mișcăm mâinile, mișcăm buzele, mișcăm trupul, arătând că îl slujim pe Dumnezeu în timp ce inima noastră este pe coclauri. Și zice Dumnezeu la un moment dat acuzator, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe cu mine. Ce, Doamne, nu ești mulțumit că ți-am cântat? N-am cântat câte o cântare a trebuit azi? Mai cântăm una dacă vrei. Nu asta vrea Dumnezeu. Unde e inima? Unde e inima? Vedeți, această plinătate a Duhului Sfânt atinge inima. Al treilea principiu a manifestării plinătății. Manifestarea aceasta este supranaturală. Este supranaturală. Acum Dumnezeu ne mai lasă câteodată să vedem că nu ne putem iubi soțiile. Ca să înțelegem că a-ți iubi soția este un lucru supranatural. Dumnezeu ne mai lasă câteodată să ne întărâtăm copiii la mânie, de multe ori din nefericire, ca să vedem că lucrul ăsta banal, să nu-ți întărâți copiii pe care tu spui că iubești, lucrul ăsta nu se poate face decât în plinătatea Duhului Sfânt. O, mai rar, dar Dumnezeu mai lasă și surorile câteodată să nu se supună bărbaților lor, foarte rar, dar mai lasă să înțeleagă și ele, ca să se supune bărbaților lor, lucrul acesta se face numai prin plinătatea Duhului Sfânt. Dumnezeu te mai lasă câteodată la muncă să te comporți ca ceilalți angajați,
neaducând cinste lui Dumnezeu, ca să înțelegi că a te purta cum îți cere Dumnezeu și a munci cum îți cere Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, ca pentru Domnul, cu bucurie, știind că vei primi o răsplată de la Domnul, lucrul acesta se poate face numai prin puterea Duhului Sfânt, prin plinătatea Duhului Sfânt. Este o lucrare supranaturală. Viața pe care Dumnezeu ne cere este supranaturală. Dumnezeu nu ne dă... Ar fi o bajocorire Dumnezeu să spună, vă dau Duhul Sfânt să faceți ceea ce voi oricum puteți face. Da? Ca să dau și o senzație că am și o implicare în viața voastră, vă dau Duhul Sfânt. Nu. Nu. Este supranatural. Al patrulea principiu. Manifestarea este spirituală. Spirituală. Da? Accentul nu este pus aici pe senzațional. Accentul nu este pus pe lucruri exterioare, pe miraculos, pe chestiuni fizice. Ci accentul aici este pus pe o trăire spirituală, duhovnicească, după voia lui Dumnezeu. Ăsta este accentul pus în toate textele despre plinătatea Duhului Sfânt. În general sunt abuzate și scoase din context câteva versete din fapt anumite lucruri supranaturale legate de plinătatea Duhului Sfânt, dar care sunt în general exterioare. Sau abuzate ca să pare extatice. Dar dacă te uiți în învățătura Apostolului Pavel, în care sunt foarte multe pasaje despre plinătate, vei vedea că accentul este pus pe o manifestare spirituală. Spirituală, nu senzorială, nu senzațională, da? Nu cu artificii. Și ultimul principiu, manifestarea aceasta este universală. La ce mă refer? Manifestările Duhului Sfânt sunt universale, adică în toate domeniile vieții noastre. Pavel începe aici cu adunarea, continuă cu relația soț-soție, continuă cu relația copii-părinți, continuă cu relația rob-stăpân și finalizează cu relația noastră cu lumea spirituală, cu domniile, stăpânile din locurile cerești împotriva cărora avem să luptăm. Și ea, aproape toate sferele sau domeniile de activitate al unui credincios, unde se implică și are un rol credinciosul, și ne arată că plinătatea Duhului Sfânt ne face capabili să trăim cum vrea Dumnezeu în toate domeniile și în toate sferele acestea. Ca să pun problema aceasta a necesității plinătății Duhului Sfânt într-un mod negativ, voi prezenta lucrul acesta sub o altă întrebare. Ce pierdem fără plinătatea Duhului Sfânt? Ce pierd dacă n-am plinătatea Duhului Sfânt? Pentru că sunt oameni care zic, omule, nu știu dacă am de pierdut ceva. Slujitorii, predicatorii, păstorii, ei poate au nevoie, eu nu știu dacă am foarte mare nevoie. În primul rând, a spune că suntem irelevanți în lume dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt. Am spus lucrul acesta și îl spun în forma asta negativă. Suntem irelevanți în lume. Vremurile sunt grele. Ca să fac o diferență în lume, trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt. Asta e legătura care o face Pavel. Vremurile sunt grele, înțelegeți voia Domnului, fiți plini de Duhul Sfânt. Altfel, nu avem nimic de oferit lumii astea. Nimic. Nu am nicio relevanță în lume fără plinătatea Duhului Sfânt. În al doilea rând, sunt incapabil în trăirea creștină. Cum am repetat lucrul acesta, este foarte important. Eu nu pot să trăiesc cum îmi cere Dumnezeu dacă nu sunt în plinătatea aceasta a Duhului Sfânt. În al treilea rând, sunt ineficient în biserică. Uitați ce spune el. Fiți plini de Duh vorbind între voi. Cam așa ar fi verbele la participiu traduse în românește cu geruziu. Vorbind între voi, cu psalm, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând, aducând din toată inima laudă Domnului, mulțumind totdeauna lui Dumnezeu, supunându-vă și așa mai departe. Sunt ineficient în adunare. Plinătatea Duhului Sfânt are un efect direct. Sau primul efect în textul acesta al plinătății Duhului Sfânt este pentru comunitate, pentru adunare. Eu nu pot să fac nimic eficient în adunare fără plinătatea Duhului Sfânt. Și ne-am putea întreba, domnule, ce, eu nu pot vorbi cu frații, cu psalmi, nu pot cânta cântări de laudă, cântări duhovnicești, nu pot aduce laudă Domnului fără să fiu plin de Duhul Sfânt? Păi nu pot. Că mi se cere să fac lucrul acesta, spune, din toată inima. Altfel ajung sub condamnarea aceea a lui Dumnezeu, de care am amintit, unde spune poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Ce mă poate face pe mine în închinare să fiu angrenat cu toată personalitatea mea? Să fie o închinare reală, sinceră, autentică, adevărată. Să nu fie doar ceva de pe buze. Ce mă poate face pe mine? Să nu fie doar ceva pur mental. Ce mă poate face pe mine să ajung în această stare în care Dumnezeu vrea? Să fiu atunci sunt eficient în adunare. Când fac lucrurile astea pe care le pot face numai cu buzele, când le fac sub plinătatea Duhului și iasă din inimă, atunci se produce ceva spiritual. Lucrul acesta, evident,
se poate face, eficiența asta vine din plinătatea Duhului Sfânt. În al patrulea rând, nu doar suntem irelevanți în lume, incapabili în trăirea creștină, ineficienți în biserică, avem o insatisfacție în inimă. Insatisfacție în inimă. Auziți ce spune aici? Zice, și aduceți din toată inima laudă Domnului. Vă întreb, nu e asta care ați cântat de atâtea ori doar de pe buze cântări și laudă Domnului? V-ați simțit bine? Sincer! Te simți bine când faci un lucru pur mental, mecanic? Ți se pare că faci un lucru cu rost? Este o insatisfacție pe care tu o ai cu privire la tine. Faci un lucru care nu te atinge. Faci un lucru care nu te interesează la momentul respectiv. Și de fapt, plinătatea Duhului Sfânt este soluția pentru o satisfacție duhovnicească, spirituală, pe care noi avem în inimile noastre. Ne bucurăm în Dumnezeu, de asta lăudăm pe Dumnezeu. Suntem satisfăcuți de Dumnezeu, de asta ne lăudăm pe Dumnezeu. Avem o relație cu Dumnezeu în care considerăm că Dumnezeu e cea mai mare valoare și lucrul acesta ne face să lăudăm pe Dumnezeu. Lucrul acesta nu poate face decât plinătatea Duhului Sfânt în viețile noastre. Îmi spune că cel mai mare bine pe care ni l-am putea noi face este să căutăm să avem această plinătate a Duhului. Pentru că asta umple inima de bucurie și de fericire și ne face potriviți pentru a lăuda pe Dumnezeu. Suntem inapți în închinare. Suntem inapți în închinare fără plinătatea Duhului Sfânt. Ritualul este respins dacă nu facem lucrul acesta sub plinătatea Duhului Sfânt și în final suntem incapabili în lupta spirituală. Îmbrăcați-vă cu toată armătura, aveți de luptat și așa mai departe, lucrul acesta nu-l poți face fără plinătatea Duhului Sfânt. Ajungem la o problemă foarte importantă. Pentru cine este plinătatea Duhului? Cine are nevoie de plinătatea Duhului Sfânt? Aș descrie aici două extreme. Elitismul. În elitism se spune că plinătatea Duhului Sfânt este pentru o anumită parte din adunare care dorește să fie mai sfântă, mai apropiată de Dumnezeu. Sunt niște oameni ai rugăciunii, sunt niște oameni care sunt mai apropiați de Dumnezeu, noi toți suntem creștini, dar sunt câțiva care vor să aibă o viață spirituală mai profundă. Ăștia dacă vor să fie plini de Duhul Sfânt, ei să caute. Dar avem o elită care este mai special decât restul adunării și ei au nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. O altă extremă este clericalismul, care rezumă sau izolează plinătatea Duhului Sfânt la categoria oamenilor care trebuie să slujească public. Noi toți trebuie să slujim, în realitate, după Sfânta Scriptură. Dar asta se întâmplă. Mă, eu n-am nevoie. Au nevoie slujitorii, predicatorii, păstorii, evangheliștii, ăștia care ne slujesc ei pe noi. Noi restul nu avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Este o eroare. Observați în textul acesta că după porunca plinătății Duhului Sfânt se adresează nevestelor. Vă spun tuturor fraților. Altfel e viața cu niște soții pline de Duhul Sfânt. Citiți să vedeți pasajul. Și soțiilor le spun. Soțiile ar trebui să roage cu foc, fără niciun fel de glumă, pentru plinătatea Duhului Sfânt, pentru soților. Bine, și pentru el, dar și pentru soților. Altfel ar fi viața. Credeți că copiii despre care vorbește Scriptura aici și le cere o poruncă duhovnicească, credeți că copiii pot să trăiască așa cum le cere Dumnezeu, fără plinătatea Duhului Sfânt? Sau ar trebui să ne așteptăm, cum aud de foarte multe ori, ca copiii să ajungă, a, încă n-are 18 ani, lasă, umblă prin cumpluri, lasă, poate ca nebunul, că, bă, n-are încă 18 ani și încă nu-i candidat bun pentru botez. Am înțeles treaba asta, că trebuie să ajungă la o vârstă în care să-l poți considera responsabil să-l botezi. Dar asta nu înseamnă că înainte de vârsta aia el nu poate să fie născut din nou și să trăiască ca un copil al lui Dumnezeu. Deci sunt două lucruri complet diferite. Sunt două lucruri complet diferite. Plinătatea Duhului Sfânt pentru părinți, pentru copii, pentru angajați. Ce treabă are plinătatea Duhului Sfânt cu faptul că eu spăl mașini? Are o legătură foarte serioasă. O mașină spălată de un om plin de Duhul Sfânt arată diferit decât alta spărată de un om care vrea numai să-și facă treaba și să scape repede. Înțelegeți? Sau care face lucrul ăsta numai de ochii oamenilor. Arată diferit. Această plinătate a Duhului Sfânt este pentru toate categoriile de credincioși. Poți să-i împarți cum vrei tu, nediscriminatoriu. Plinătatea Duhului Sfânt este pentru toți. Pentru că ea vizează trăirea noastră în orice circunstanță a vieții. De asta este pentru toți. Pentru orice categorie de oameni. Și cu siguranță viața noastră ar arăta diferit dacă am înțelege și am experimentat lucrul acesta. O altă întrebare. Când și de câte ori trebuie să fiu umplut cu Duhul Sfânt? Perspectiva populară este asta. Luăm. Eu dacă sunt baptist clasic, am fost botezat
Am făcut legământ cu Domnul în apa botezului pe 15 mai 2007. Hai, am șauză. Îmi găsesc parcă într-un fel siguranța mântuirii că... Mă simt câteodată. Nu, eu am încheiat legământ cu Domnul. Gata. Am așa, Doamne, mai scriu acolo la început pe Biblie și e o siguranță care îți vine din faptul că ai făcut lucrul ăla. Alții spun, a, botezul cu apă, îi, dar nu prea îi, mai trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Bun. În varianta explicată de dumnealor. Am fost botezat cu Duhul Sfânt. Bă, dacă ai fost și botezat cu Duhul Sfânt, atunci chiar poți să stai liniștit. Deci chiar poți să stai liniștit. Da? Oare Dumnezeu asta a intenționat ca eu să am o anumită experiență în care să mă încred, de care să-mi leg siguranța și care să mă facă pe mine după aceea ani de zile să nu mai caut nimica, să nu mai îmi doresc nimica, să nu mai depind de Dumnezeu nimica, bucurându-mă de o experiență de acum 5, 10, 15 ani? Oare asta a fost intenția lui Dumnezeu? Cu siguranță nu. Și cu siguranță nu, pentru că plinătatea Duhului Sfânt în pasajul acesta, plinătatea Duhului Sfânt în pasajul acesta, este prezentată sub un, printr-un verb care arată o acțiune continuă. Fiți umpluți. Când? Ca să-i întrebare. Când? Și de câte ori poți să fii umplut cu Duhul Sfânt? Fiți umpluți. Este un prezent continuu. Când? Acum și totdeauna. Mulți zic, dacă Dumnezeu vrea să mă umple cu Duhul Sfânt, eu aștept. Nu! Fiți plini. Când? Acum fiți plini. Un titlu unei cărți mi-a plăcut. Spune așa. Fiți plini acum. Repet, nu înseamnă că eu îl pot manipula pe Dumnezeu să mă umple acum când vreau eu, cum vreau eu, să manifest în ce vreau eu. Nu asta vreau să spun. Dar spun că ar trebui să am o așteptare ca lucrul acesta să se întâmple întotdeauna când eu mă expun metodelor harului lui Dumnezeu. Și după ce am fost umplut sau umplut acum și mâine și poimâine, să aștept să se întâmple lucrul acesta în continuu. Să mă aștept la lucrul ăsta, să mă rog pentru lucrul ăsta, să-mi doresc lucrul acesta, să fie o continuitate, să fie o continuitate. Să fie o continuitate. Spunea Peter Masters, zicea în felul următor. Această umplere a Duhului este o revărsare de putere, mi-a plăcut expresia asta, repetabilă la infinit, asupra credincioșilor. E o binecuvântare de natură practică dată atunci când avem nevoie de curaj, fluență, claritate, mărturie, dedicare pentru slujire și luptă cu păcatul. Regula Scripturii este un singur botez, mai multe umpleri. O, repetabilă la infinit. John Stott zicea, plinătatea Duhului nu este o experiență pe care o avem o dată pentru totdeauna și pe care nu mai putem pierde niciodată, ci este privilegiul de a fi reînnoiți în mod continuu printr-o credință continuă și o însușire a ei în ascultare. Cineva zicea, uneori sunt întrebat, ai primit a doua binecuvântare? Și că da, și a treia, și a patra, și a cincea, și sute altele. Și astăzi continui să caut o nouă binecuvântare. Pentru că există teologia asta a celei de-a doua binecuvântare. Am primit a doua binecuvântare. Care? Prima a fost mântuirea, a doua e botezul. E, gata, am primit botezul cu Duhul Sfânt, am primit a doua binecuvântare. Nu asta a fost intenția lui Dumnezeu. Nu asta e ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. De ei care se zicea, deși nu găsesc niciun suport biblic pentru teologia a doua binecuvântare, totuși găsesc susținere pentru teologia a celei de-a doua, a treia, a patra, a cincea binecuvântare. Foarte frumos. Și cred că, acum nu vreau să lezez pe nimeni, cred că baptiștii reformați sunt un fel superiori celorlalți, da? Nu cred numai într-a doua. Vrei și pe a patra, și pe a cincea, și pe a șasea. Mă, voi care ați vrut numai a doua, uite, noi credem și în a treia, și în a patra, și în a cincea, și a șasea, și până la capăt. E mult mai convenabil, nu? Mi se pare mult mai privilegiat un astfel de om, da? Mult mai privilegiat. Acum și totdeauna trebuie experimentată. Următoarea întrebare, ce poate împiedica umplerea cu Duhul? Ce poate împiedica umplerea cu Duhul? Păi, în primul rând, bineînțeles, păcatul. Umplerea nu are niciun rost, niciun sens pentru un om care vrea să trăiască în păcat și care trăiește în păcat. N-are niciun sens. Deci păcatul, în mod evident, este o demonstrație a faptului că nu vreau lucrul acesta. Că nu vreau lucrul acesta. Sau cel puțin lipsa mea de dispoziție în a mă pocăi de un păcat. În a mă pocăi de un păcat împiedică manifestarea și revărsarea plinătății lui Dumnezeu peste viața mea. Al doilea rând, necredința. Sunt foarte mulți oameni care nu cred că Dumnezeu dă plinătatea Duhului Sfânt. Nu cred sub formă că e dată numai unora, nu cred sub formă că e dată numai unei elite, numai oameni mai spirituali care au mai mult timp de anumite activități religioase. Și pentru simplul fapt că nu cred lucrul ăsta,
Nici nu experimentează lucrul ăsta, nici nu caută lucrul ăsta, nici nu se expun metodelor harului și așa mai departe. Păcatul, necredința și autonomia. Un om care vrea să trăiască cum vrea el nu are cum să fie plin de Duhul Sfânt. Pentru că plinătatea Duhului Sfânt, repet, este legată de voia lui Dumnezeu, nu voia noastră. Trebuie detronat eu, totdeauna este o acțiune continuă, să se lepede tot timpul continuu întotdeauna de el însuși. Și atunci eu pot să experimentez această plinătate a lui Dumnezeu. Când înlocuiesc eu voia, voința eu-lui, voia roaba eu-lui meu pământesc, firesc, cu voia lui Dumnezeu. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mă umple ca să trăiesc după această voia lui Dumnezeu. Autonomia este o piedică absolută împotriva plinătății Duhului Sfânt. Foarte important. Cum se simte plinătatea Duhului Sfânt? Nu este o preocupare a Apostolului Pavel de a ne spune cum simțim plinătatea Duhului Sfânt. Și eu cred că nici nu este foarte important cum o simțim, ci este important cum se manifeste ea. Dar sunt câteva extreme. În primul rând, a spune că umplerea cu Duhul Sfânt este doar pentru minte este eronat. Dumnezeu nu ne-a dat partea aceasta a personalității, a sentimentelor, numai așa să ne încurce. Da? Discutam înainte de masă, nu? Întrebarea fundamentală din catehism este care e scopul omului? Nu? Să dea slavă lui Dumnezeu și să se bucure de el pentru totdeauna. Să-ți găsești satisfacția în Dumnezeu. Să te bucuri de Dumnezeu. Să te bucuri de Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt nu este doar pentru mintea noastră. Plinătatea Duhului Sfânt nu se realizează doar în subconștientul nostru. Bineînțeles, există un fel de lucrare subterană a sufletului nostru în care Dumnezeu lucrează fără să ne dăm noi seama. Dar asta nu înseamnă că eu niciodată nu trebuie să mă aștept să experimentez prezența lui Dumnezeu sau să experimentez plinătatea lui Dumnezeu. A, eu nu mă rog, Doamne, mă rog să simt asta. Nu! Eu nu mă rog pentru asta, eu nu mă rog să simt anumite lucruri. Dar las în suveranitatea lui Dumnezeu să simt cum vrea Dumnezeu lucrurile acestea. Și bineînțeles, atunci când mă direcționez după cuvântul lui Dumnezeu, aberații și lucruri care nu trebuie să se întâmple, cu siguranță nu se vor întâmpla, da? Plinătatea Duhului Sfânt este o lucrare care se face pentru toată personalitatea noastră. Dumnezeu vrea să ia toată personalitatea noastră și să o direcționeze, să se manifeste după voia Lui. Toată personalitatea noastră. De ce este obligatorie umplerea cu Duhul Sfânt? Plinătatea Duhului Sfânt. De ce e obligatorie? Păi, în primul rând, este o poruncă a lui Dumnezeu. Nu? Dacă Dumnezeu spune fii plin de Duh, tu nu ai de ales dacă vrei să fii plin de Duh sau nu vrei să fii plin de Duh. Tu trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Da? De aceea este obligatorie. În al doilea rând, dacă tu nu asculți de porunca asta, săvârșești un păcat. De asta e obligatorie. Pentru că dacă nu vrei, nu-ți dorești, nu te expui metodelor Harului pentru a experimenta această plinătate, săvârșești un păcat. Și a săvârși un păcat înseamnă o răzvrătire față de Dumnezeu, ca o răzvrătire experimentată de fiecare dată când nu împlinesc orice altă poruncă din Sfânta Scriptură. Nu este porunca a fi plin de Duh inferioară față de alte porunci. Am întâlnit persoane care spun dacă Dumnezeu vrea să mă umple, eu n-am nicio problemă cu lucrul acesta. Stai puțin. Dumnezeu ți-a spus că vrea deja lucrul ăsta. Nu arunca, pune pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrea, eu îmi fac treaba mea în lume, dacă Dumnezeu vrea, o să mă umple. Stai puțin. Dumnezeu ți-a spus deja că vrea. Întrebarea este dacă tu vrei și dacă tu te pui în mediul acela, în cadrul acela, în terenul acela spiritual în care Dumnezeu obișnuiește să binecuvinteze oamenii. Asta este întrebarea. Nu dacă Dumnezeu vrea. În al treilea rând este obligatorie pentru că este un pilon pentru întreaga trăire creștină. Pentru întreaga trăire creștină, plinătatea Duhului Sfânt este necesară. E un pilon. Fără plinătatea Duhului Sfânt nu există trăire creștină, la propriu. Trăire creștină după cuvântul lui Dumnezeu, fără plinătatea Duhului, nu există. În al patrulea rând, este cea mai pură formă de credință să respingi lucrul acesta. Când un om zice, mie nu trebuie plinătatea Duhului Sfânt. Cum am trăit pocăit până acum, așa pot să trăiesc și în continuare. Însă atâtea discuții despre plinătatea Duhului Sfânt, eu nu vreau să intru în confuziile astea, să mă trezesc că experimentez nu știu ce lucruri dubioase. Nu mă interesează domeniul ăsta, e prea complicat, prea confuz pentru mine. Asta este esența necredinței, să crezi că te descurci fără Dumnezeu, fără plinătatea Lui, fără puterea Lui. Este o formă de necredință, de autonomie firească, diabolică. Rezist, mă descurc și fără asta. Dumnezeu spune, nu poți trăi cum vreau eu, în niciun domeniu al vieții tale, fără plinătatea mea.
tu spui, lasă, că e prea complexă, complicată, confuză lucrarea asta. Nu, nu este. Și în final este o jignire a marului dătător, care îmi dă lucrul acesta. Să presupunem că n-ar fi de un așa mare folos. Să presupunem. Dom'le, dacă Dumnezeu, marele dătător, spune, vreau să-ți dau lucrul ăsta, să-ți spui, nu-mi trebuie. Se pare normal? Să presupunem prin absurd, deși este esențial. Este o jignire pe care o facem lui Dumnezeu, că noi nu avem niciun fel de preocupare de a primi ceea ce este necesar să trăim cum vrea. Cum vrea, cum dorește Dumnezeu. Cum dorește Dumnezeu. O altă întrebare. Care este relația dintre o umplere și alte experiențe sau alte lucrări ale Duhului Sfânt? Foarte important. Relația umplerii cu mântuirea. Nicăieri în Biblie umplerea nu e legată de mântuire. Da? Nu ești umplut, nu ești mântuit. N-ai plinătatea Duhului, nu ești mântuit. Mântuirea este prin credință, prin pocăință, orice altă idee că dacă n-ai fost umplut în nu știu ce formă, nu ești mântuit, este eronat. Da? Mântuirea este o lucrare, plinătatea Duhului Sfânt este o lucrare. Relația umplerii, în al doilea rând, cu botezul cu Duhul Sfânt. Din înțelegerea mea asupra Scripturii, botezul cu Duhul Sfânt este incorporarea tuturor credincioșilor în trupul Domnului Iisus Hristos. Plinătatea Duhului este împuternicirea, înțelepțirea acestor mădulare deja integrate în trupul Domnului Iisus Hristos pentru a sluji și pentru a se sfinți după voia lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului este dată unor oameni care sunt deja botezați cu Duhul Sfânt în trupul Domnului Iisus Hristos. Relația umplerii cu primirea Duhului. Primirea Duhului are loc odată pentru totdeauna, da? Și se întâmplă când cred în Domnul Iisus Hristos. Plinătatea Duhului este ceva ce experimentez repetat după aceea, da? Relația umplerii cu pecetuirea Duhului, iar este o confuzie cu pecetuirea asta Duhului Sfânt, care este garanția pusă de Dumnezeu asupra noastră pentru ziua răscumpărării. Pentru ziua răscumpărării. În final, aș dori să închei cu următoarea întrebare. De ce sunt așa puțini oameni umpluți cu Duhul Sfânt sau care au plinătatea Duhului Sfânt? De ce sunt așa de puțini oameni? Că sunt puțini. De ce? Ce se întâmplă? În primul rând, este ignoranță. Foarte, 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 foarte multă ignoranță. Sunt anumite doctrine cultice, denominaționale, care ne împiedică să discutăm despre lucrul ăsta, că se sesizează cineva. Ne-am sesizat. Bine că v-ați sesizat. Ne-am sesizat și atunci ducem la un fel de tăci, să nu creăm niciun fel de întrebări, de suspiciuni, mai bine evităm subiectul. Soluția nu este ignoranța. Soluția este studierea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt pasaje mai dificile, niciun fel de problemă, ne rugăm, așteptăm, studiem, întrebăm. Și ajungem la niște concluzii. În al doilea rând, minimalismul. Oameni care se mulțumesc numai cu mântuirea. Au o formă de smerenie. Domnul, eu mă mulțumesc cu iertarea Domnului Iisus și cu mântuirea Domnului Iisus. Mă, Dumnezeu vrea să fii și sfânt, nu m-a mântuit. Ce spui de treaba asta? Eu îți mulțumim cu iertarea păcatelor. Domnul ar vrea să te eliberezi de păcat. Ce spui? În toate domeniile, peste tot. Eu sunt mântuit, sunt la adunare, slavă ție, Doamne, și când mă duc la lucru, mă port ca un netăiat împrejur. Nu merge. Nu merge. Să pretind iertarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu și în toate celelalte relații, domenii sau sfere ale vieții să mă port așa cum mă port. Dumnezeu nu asta vrea. Dumnezeu vrea să le dea împreună. Triumfalismul. Triumfalismul spune că Dumnezeu ne-a dat absolut totul. Suntem cei mai tari, suntem eliberați total de păcat, nu avem niciun fel de problemă, suntem un fel de mici din Dumnezei. Doamne, că scrie, nu, în Petru spune Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, avem tot, mergem înainte, nu mai e niciun fel de problemă. Este așa. Biblia vorbește despre un progres în sfințenie, Biblia vorbește despre o luptă, un război, da, cu firea, Biblia vorbește despre lucruri din lume care ne atacă, vorbește despre o luptă cu cel rău și așa mai departe și avem nevoie de această plinătate a Duhului Sfânt. Pasivismul de care am amintit, dacă Dumnezeu vrea, El o să-ți dea oricum, Dumnezeu vrea, trebuie să mai vrei și tu să te expui în toate cadrele și sub toate metodele Harului Dumnezeu ca să experimentezi lucrul acesta, frica. Am întâlnit oameni foarte serioși care au zis, cred că e necesar ce spui tu, dar mi-e frică. Mi-e frică că nu știu ce o să se întâmple. Dacă faci un lucru după cuvântul lui Dumnezeu, n-are ce să se întâmple altceva decât ce a spus Dumnezeu. Da? Altora le frică că nu știu dacă am spus expresia corectă, că unii zic că e umplere, că unii zic
dacă tu crezi că dacă îi spui Dumnezeu expresia corectă sau dacă nu îi spui expresia corectă se întâmplă altceva, mi se pare lucrul ăsta banal. Dumnezeu nu ne binecuvântează după etichetele pe care le folosim pentru anumite experiențe. Bine ar fi să ne luăm și limbajul din Sfânta Scriptură, să nu luăm limbaj colectat de pe nu știu unde. În același timp trebuie să avem această libertate în relația cu Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, care nu ne dă niște lucruri rele atunci când noi avem realitatea nașterii nou, dorința sinceră de a trăi după voia lui Dumnezeu, vrei să faci lucrul acesta și n-ai folosit tu cuvântul corect, Domnule, s-o greșește ecuația spirituală, uite cu ce-o venit, ce-o venit asupra ta. Nu există așa ceva. Când faci, repet, când faci ce spune Dumnezeu după voia lui Dumnezeu, nu există pericolul ăsta. Dar cred că cel mai important motiv pentru care oamenii nu experimentează plinătatea Duhului Sfânt este lipsa nașterii din nou. Eu să trăiesc 20 de ani, 30 de ani, să spun, n-am nevoie de nimic, nu e niciun fel de problemă. Și să nu simt că ceva în viața mea e lipsă. Doamne, ceva nu funcționează, ceva nu pușcă, cum zice rol. Bă, ceva nu se potrivește, nu merg lucrurile. În adunare, în exterior, în familie. Mă, nu. Ceva nu-i cum trebuie. E ceva cum nu-i cum trebuie. Dacă eu nu experimentez niciodată lucrul acesta și starea asta o experimentez tocmai pentru a mă duce din nou la Dumnezeu, din nou la Dumnezeu, din nou la Dumnezeu, din nou la Dumnezeu, că despărțit de El nu pot face nimic. Doamne, am nevoie din nou, am nevoie din nou, am nevoie din nou, am nevoie din nou. Că avem nevoie din nou. Pentru că consumându-ne în viața aceasta, în slujire, în închinare, în lucrare, în viața de zi cu zi, în familie, la locul de muncă, în societate, oriunde, consumându-ne, avem nevoie din nou, avem nevoie din nou. Și de fiecare dată trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să cerem din nou și să așteptăm din nou și să ne folosim la intensitate maximă de metodele Harului pentru a primi această putere și înțelepciune de la Dumnezeu de a trăi cum vrea Dumnezeu. Cum se întreabă, oamenii își pun întrebarea, ce întrebare grea. Noi, de ce să mergem atât de mult la adunare? Domnule, tot mergem, tot mergem, tot mergem, tot mergem. Pentru că avem nevoie să mergem. Pentru că suntem niște baterii din astea pe care Dumnezeu le umple spiritual și rămân umplute pentru totdeauna. Nu. Și de fapt asta e ultima întrebare. Ce teste folosim pentru a cunoaște dacă am fost umpluți cu Duhul Sfânt? Păi, într-adevăr, în anumite situații ai putea să spui experiența în sine, știi că Dumnezeu te-a umplut. Într-un anume fel, da? Dar experiența aceasta se leagă de un test suprem care este efectul umplerii. Eu cunosc cel mai bine că sunt plin de Duhul lui Dumnezeu după efectul plinătății cu Duhul Sfânt. Mă duc în Efeseni și în alte pasaje, văd cum se comportă, cum se manifestă oamenii care au primit această sau trăiesc în această plinătate a Duhului Sfânt și atunci pot să știu că am plinătatea Duhului Sfânt. Nu am efectele acelea, experiența pe care eu am avut-o nu are nici un fel de valoare, ci din contră 100% este o înșelătorie. Deci, dacă eu am o experiență și n-am niciunul din efectele principale ale plinătății Duhului Sfânt, experiența aceea nu este un zero, este o înșelătorie, este un fals. Este un fals. Și cel mai probabil că nici n-am folosit metodele pe care Dumnezeu mi le-a spus ca să ajung la experiența aceasta. Așa că concluzia se leagă de introducere, pentru că cel mai sigur mod de a experimenta pe Dumnezeu în toate lucrările lui Dumnezeu este să stai lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci nu ai nicio teamă, nicio frică, experimentezi ce vrea Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, fără niciun fel de problemă. Fără niciun fel de problemă. Dar lucrul acesta este foarte important, mai ales în cultura și în piața religioasă în care noi trăim, pentru că plinătatea Duhului Sfânt este descrisă în alt fel și cu alte efecte. Și cu alte efecte. Este descrisă în alt fel și cu alte efecte. Și când deschizi Sfânta Scriptură la o sumedenie de texte care vorbesc despre plinătatea Duhului Sfânt și pui în fața poate la zeci de mii de oameni, unde sunt efectele astea plinătății ăstia cu Duhul Sfânt? Tu poate ai o plinătate cu ceva, dar efectele astea unde sunt? Unde sunt? Ăsta e testul final. Deci, noi nu spunem lucrul acesta să deranjăm sau să jignim pe cineva, dar este necesar să invalidezi experiența cuiva când nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Deci este necesar lucrul ăsta. Asta este pasul necesar, dureros, dar pentru a-l duce pe om spre adevărata experiență. Nu spre nicio experiență,
ci spre adevărata experiență. Mulți oameni cred că noi, vorbind uneori negativ, noi propovăduim nicio experiență, niciun sentiment. Nu! Noi propovăduim adevărata experiență, adevăratele sentimente, adevărata prezența lui Dumnezeu. Dar există pasul ăsta necesar, dureros, de negarea unor lucruri. De negarea lucrurilor. Negi anumite lucruri, prezinți lucrurile adevărate pe care Dumnezeu le dorește pentru viața noastră și pe care eu îmi doresc sincer să le am în viața mea, familiei mele și, bineînțeles, în viața adunării noastre. Amin.